ajuns să lucrez în acest spital la îndemnul colegului meu, doctorul Nica Adrian, și sunt foarte fericită că am ocazia aceasta și mulțumesc domnului doctor pe această cale. Primirea în spital a fost una surprinzător de bună. Am întâlnit un colectiv închegat, prietenos și centrat pe satisfacția pacienților. Mi-a plăcut foarte mult faptul că în acest spital, lucrând în ultimii 3 ani și jumătate, am reușit să fiu eu, atât ca om, dar în primul rând ca doctor. Colectivul de aici și autoritățile administrative îmi permit să îmi exercit în deplinătatea mea funcția de medic și sunt bucuroasă că în acest loc pot respecta normele de bună practică medicală aflate în vigoare pe teritoriul țării noastre. Nu facem compromisuri de la adevărul medical și de la o conduită corespunzătoare pentru pacienții noștri. Mă bucură foarte mult faptul că aici pot să spun cu fermitate nu. Pot să spun cu fermitate nu în fața unei potențiale proceduri medicale. De exemplu, ne vin pacienți din întreaga țară care au primit o indicație de a efectua o procedură invazivă de sarcină, respectiv amniocenteză sau biopsie de vilozități coriale. În medicină, ca de fapt în întreaga viață, este mai ușor să spui da, și aici includem și interese comerciale, bineînțeles, și este mult mai greu să spui nu. Ei bine, în spitalul San Confin, atât eu, cât și bunii mei colegi doctori, avem verticalitatea să spunem nu procedurilor care nu sunt indicate pentru pacient. De exemplu, eu mă ocup îndeaproape de medicină materno-fetală și am o experiență bună în efectuare de proceduri invazive. Acestea se fac însă cu o indicație medicală clară și corectă. Efectuăm procedura invazivă atunci când rezultatul la dublu test este anormal, adică ne iese că pacienta ar avea un risc crescut de malformații sau de anomalii cromozomiale, cum le spunem noi, sau când detectăm la ecografie anumite anomalii care au sancțiune de a efectua procedură invazivă. De asemenea, avem și niște situații genetice particulare atunci când părinții sunt ambii purtători pentru diverse afecțiuni genetice cu transmitere recesivă. Și atunci este obligatoriu ca să testăm produsul de concepție pentru ca el să nu fi moștenit boala. Este ok să fie purtător sau este safe, dar nu este ok să fi moștenit boala. Vă invit să vă urmăriți sarcina în spitalul San Confin. Este un spital unde pacientul este bine primit. Serviciile medicale au prețuri decente. Încurajăm pacienții să vină din toate colțurile țării. Eu personal fac, dacă pot să-i spun așa, naveta în fiecare marți de 3 ani și ceva și nu mi-este greu. Dimpotrivă, cred că o să continui să fac lucrul ăsta mult timp de aici încolo. Practicăm o medicină, cum spuneam, centrată pe nevoile pacientului. Și place să cred că eu și colegii mei, doctorii, asistentele și tot personalul auxiliar, ne tratăm pacienții așa cum am vrea să fim noi tratați. Eu încă nu sunt mamă și spun cu oarecare regret chestia asta, însă m-aș bucura ca atunci când și eu o să fiu în postura de pacientă gravidă, să beneficiez de servicii medicale așa cum sunt ele performate în acest spital. Mi-aș urmări sarcina cu mare drag aici și vă sfătuiesc și pe voi, viitoare mămici, să veniți și să trecem împreună prin această etapă frumoasă din viața voastră și a noastră.